Bună ziua! Sunt într-o mică pădurice. Din păcate, sâmbătă acum a fost vânt dintre acela mare, vreo 60 de km pe oră. Și a rupt câțiva pomi. Și nu numai. Ținem cont că proprietarul aici n-a făcut niciun drag timp de ani buni. Sunt pomii aduși cam așa. Va trebui să-i luăm tot, o să-i tem. Toți nu, o parte de curățat. Câțiva pomi puteți să-i lăsăm în picioare, aceia mai drepți, de exemplu acesta, dar ar trebui curățat. Și pur și simplu sunt plantați cam unul lângă altul. Și dacă el a fost zgârcit și e în continuare zgârcit. În fine, va trebui să cărăm totul de aici. Să cărăm tot, să curățăm tot. Toți pomii aceștia după proprietate. Din cauza că aici trec și firele de lumină. Și de ce zic e zgârcit, pentru că acum cine e zgârcit, așa se întâmplă. Zgârcește la un lucru și se întâmplă alt lucru, care trebuie să-l plătească acum pe mândouă. Curățenia la tot terenul, plus firul de lumină. Pentru că e neluca și la noi cere bani ca să aranjeze lucrurile, nu? N-am nimic ce să pot să-i fac, oricum am venit acum așa să ne grăbim puțin, că vine Enelul să pună cablul la loc. Și va trebui să-l bage pe între brazi acești. Pe unde, dracu știe pe unde, înțelegi? Nu știu pe unde poate să-l bage, dar... Trebuie să-i tăiem pe toți partea asta, să-i eliberăm, să-i eliberăm strada. De la asta de acolo, până în stâlpul în partea alaltă. Așa că chinezească o să aibă astăzi de tăiat. We'll be right back.
spunem tet, tot ce putem să tăiem acum, pe aici. Toți pomii care au fost și câțiva prin interior pe aici, special acela de acolo și acesta de aici. M-am urcat sus un pom, l-am tăiat și acum henelul o să vină să facă de cap. I-am eliberat tot ceea ce putea să poată treacă cablul de lumină. O să închei deocamdată acum. Oricum aici este foarte, foarte mult de muncă și se și vede. Bun, cam atât pentru moment. Ne vom auzi pe data viitoare. La revedere!